Timp de aproape o oră, peste 40 de elevi ai școlii numărul 5 din municipiu au lăsat deoparte telefoanele și calculatoarele și au pătruns în lumea cărților. Școlarii de gimnaziu au dobândit informații noi fără ajutorul internetului despre importanța cărților în viața omului. Bibliotecarea școlii Rodica Tichineață le-a prezentat școlarilor date despre istoria cărții, despre tipurile acesteia, dar și despre cele mai mari biblioteci ale lumii. Prezentarea a fost una interactivă, în cadrul căreia copiii au avut posibilitatea să demonstreze cunoștințele dobândite până în prezent. V-am invitat în sala de festivități a școlii numărul 5 să vă prezint câteva date despre bibliotecă. Ce este biblioteca? Ce reprezintă cartea? Și de ce să venim la bibliotecă? La această acțiune a participat și una dintre cele mai vechi bibliotecare ale municipiului Giurgiu, Stana Strâgnă. Cu o experiență în domeniu de peste 17 ani, Stana Strâgnă le-a vorbit elevilor despre rolul bibliotecii în societate. De când am venit, m-am uitat la voi și am fost plăcut surprinsă de mulțimea de informații pe care o dețineți. Ideea e una, știi, dar la ce te ajută că știi? Toți cei de aici din sală ar trebui să mă cunoașteți. Eu ar trebui să vă cunosc. Pentru că ăsta este rolul bibliotecii, să creeze prietenii între cititor și bibliotecar. Deși în zilele noastre majoritatea elevilor aleg să culeagă informații cu ajutorul internetului, tinerii spun că nu au uitat să citească. Participarea la această acțiune i-a făcut să înțeleagă că lectura trebuie văzută ca un prieten. Care a fost ultima ta carte citită? Păi am citit Prinț și Cerșetor. Și ce ai înțeles din ea? Era un copil, prinț, și unul cerșetor. Și s-au întâlnit și au făcut schimb de haine. Și cerșetorul a văzut cum e să fie un prinț, și iar prințul a văzut cum e să fie cerșetor. Ce înseamnă pentru tine cartea? Cartea este un lucru frumos care trebuie citit și din carte înțelegem mai multe informații. Ce ai înțeles tu din acțiunea de astăzi? Că cartea trebuie să citită și nu trebuie alungată din mințile copiilor. Cartea este un prieten bun care nu ne înșală, nu ne trădează. Spune-mi, care a fost ultima ta carte citită? Pinocchio. Ultima mea carte citită a fost Capra cu trei iezi. Și ți-a plăcut? Da, a fost foarte frumoasă. Ce ai înțeles tu din acțiunea de astăzi? Cartea este cel mai bun lucru care se poate întâmpla unui copil și nu trebuie să punem calculatorul înaintea cărții. La finalul acțiunii, bibliotecara Stana Strâgnă le-a recitat elevilor o poezie din volumul Cuvinte potrivite a lui Tudor Arghezi, dedicată cărții. Carte frumoasă, cinste cui te-a scris, încet gândită, gingaș cumpănită, ești ca o floare, anume înflorită, mâinilor mele care te-au deschis. Ești ca vioara singură ce cântă, iubirea toată pe un fir de păr, și paginile tale adevăr s-au tipărit cu litera cea sfântă.